Ne continuăm studiul nostru despre tot ce ne-a învățat Isus. Suntem în Matei, capitolul 27, versetul 33. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Am vorbit în ultimul studiu din ce cauză nu a vrut să bea băutura aceasta anestezică. Pentru că vrea să fie treaz, conștient, în ultimele momente pe cruce, ca să poată să se roage, tată, iartă -i", și să încurajeze acel tâlhar de la dreapta lui, ca să îl asigure că va fi în rai. Să o încredințeze pe mama lui, lui Ioan, pentru a avea grijă de ea și, de asemenea, să strige, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? De aceea, mai târziu, după ce a făcut toate acestea, așa cum citim în versetul 48, a luat acea băutură. Vedem aici ce atent era Isus la vocea Duhului Sfânt, chiar și atunci când a târnat pe cruce. E normal pentru un om să ia un anestezic atunci când îi se oferă pentru a-i ușura durerea, dar imediat ce i s-a oferit, Isus a auzit vocea Duhului Sfânt care i-a zis să nu ia. Este minunat să trăiești așa. Toată viața lui vedem mereu lucrul acesta. Aceasta este viața creștină. Ceea ce învățăm de la Isus este să nu trăim după anumite legi, ci după îndemnurile Duhului Sfânt, chiar și în lucrurile mici. Din momentul când ne naștem din nou și până când murim să ascultăm de vocea Duhului Sfânt pentru că așa de mult pierdem dacă nu ascultăm de vocea Duhului Sfânt. Dumnezeu ne-a chemat să fim o binecuvântare pentru alții pe acest pământ. Și dacă ascultăm de vocea Duhului Sfânt, așa cum am văzut în studiul nostru din Evanghelia lui Matei, atunci putem să ne îndeplinim datoria pe deplin. Să trecem la versetul 35 acum. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. Am observat mai înainte, pe măsură ce am studiat Evanghelia lui Matei, câte multe ori am găsit expresia, ca să se împlinească ce este scris. De exemplu, am văzut asta în Matei 1, versetul 22. Ca să se împlinească Scriptura, pecioara va naște un fiu. El a fost născut în Betleem, ca să se împlinească ce a spus Mica. Apoi, în capitolul 2, versetul 5 și 6, să se împlinească scriptura cum a fost scris în proroci. A fost scris despre Betlem, locul unde se va naște. Apoi, când a plecat și apoi a venit din Egipt, este scris în capitolul 2, versetul 15, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Aceasta este din Osea. Apoi, chiar și faptul că a rămas la Nazaret. Am văzut asta când am studiat Matei, capitolul 2 cu 23. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat nazarinean. Chiar și când s-a mutat din Nazaret la Capernaum, capitolul 4 cu 13, a părăsit Nazaretul și a locuit în Capernaum, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Și astfel putem merge mai departe prin toată Evanghelia lui Matei capitolul 12 cu 17, ca să se împlinească ce a fost vestit prin prorocul Isaia. Și tot așa mai departe până la sfârșit. Acum am ajuns la momentul când este atârnat pe cruce și spune aici că și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Aici nu este vorba despre ce a făcut Isus, ci aceasta au făcut-o romanii. Și chiar și asta a fost tot ca să se împlinească Scriptura. Știți poate că în Vechiul Testament, Psalmul 22, este Psalmul Crucii. Începe cu Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Este o referință biblică la faptul că Isus va fi părăsit pe cruce de către Tatăl, pentru păcatele noastre. În Psalmul 22 este un amestec între prorocie și propria experiență a lui David. Deci nu este tot Psalmul o prorocie, ci numai unele lucruri, nu tot. Dar spune aici Psalmul 22 cu 16, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale prejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Aceasta este o referință clară la cruce. Nu a fost experiența lui David, căci lui nu i-a străpus nimeni mâinile și picioarele. Apoi, toate oasele aș putea să mi le număr. Asta când a fost răstignit. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Exact aceasta s-a întâmplat în Matei 27 cu 35. Soldații romani nu știau că împlinesc o prorocie scrisă de David în urmă cu o mie de ani. Deci, vedem că se tot repete expresia ca să se împlinească scriptura. Nu numai cu privire la faptul că Isus a făcut anumite lucruri, ci chiar și alții. Mai târziu, când a luat acea băutură, după cum am spus din versetul 48, dacă comparăm cu Ioan capitolul 19, unde se menționează același lucru, spune în Ioan 19 cu 28, ca să se împlinească Scriptura, Iisus a spus, Mie sete! Acolo era un vas plin cu oțet. și au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și îl au dus la gură. Ceea ce învățăm de aici este că a fost un plan foarte clar pe care Dumnezeu l-a făcut pentru viața lui Isus, chiar din momentul nașterii lui în Betleem și pe tot parcursul vieții lui. Și când a târnat pe cruce și chiar în vierea lui. Chiar și ceea ce i-au făcut alții lui Isus era împlinirea Bibliei. A fost dus ca copil în Egipt, a fost adus înapoi, a locuit la Nazaret, s-a mutat la Capernaum. Toate acestea au fost scrise. Toate mutările lui, ceea ce predica, așa cum am văzut în Matei 12. Ce putem învăța noi din aceasta? Isus a recunoscut că Dumnezeu Tatăl a avut un plan pentru viața lui. De fapt, lucrul acesta se aplică la toți copiii lui Dumnezeu, dacă înțelegi aceasta. În Psalmul 139 spune în versetul 16, când nu eram decât un plod, fără chip, aici vorbește de perioada când era în pântecele mamei, versetul 13. Tu m-ai țesut în pântecele mamei, spune David. Versetul 16. Ochii tăi mă vedeau pe când nu eram format complet. Și în cartea ta, adică cartea în care era scris planul lui Dumnezeu pentru David, acolo erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite, mai înainte de a fi vreuna din ele. Era scris acolo vârsta la care va fi uns, pe la 19-20 de ani, la ce vârstă va ajunge rege, pe la 30, la ce vârstă va ajunge rege peste tot Israelul, pe la 37 de ani, și la ce vârstă va muri, pe la 70 de ani. Totul era scris. Asta se aplică cu atât mai mult la orice copil al lui Dumnezeu, dacă crezi asta. Și cu cât crezi asta la o vârstă mai tânără, cu atât mai bine, pentru că poți împlini planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Am văzut de mai multe ori acest adevăr, pe care eu îl consider cel mai mare adevăr din toată Biblia, scris în Ioan 17 cu 23, care spune că Dumnezeu ne iubește cum l-a iubit pe Isus. Sunt multe versete care ne spune că Dumnezeu ne iubește, dar este un verset care ne spune cât ne iubește Dumnezeu. Și acesta este Ioan 17 cu 23. Dumnezeu ne iubește tot așa de mult cum îl iubește pe Isus Hristos. Și dacă lucrul acesta este adevărat și este adevărat, atunci Dumnezeu care a avut un plan specific făcut pentru viața lui Isus de la naștere până la moartea lui, atunci putem fi absolut siguri că El are un plan specific și pentru noi. Dar acesta nu poate fi împlinit decât dacă crezi și îl cauți. Iisus totdeauna a căutat să știe voia Tatălui. De aceea se ruga des și striga la Tatăl, stând departe de păcat, pentru ca mintea Lui să fie curată, sensibilă la vocea Duhului Sfânt, în cele mai mici lucruri. Ca de exemplu când mergea pe drum și Duhul Sfânt i-a zis să se oprească și să se uite în sus în pom. Și când a făcut aceasta, a văzut un om căruia i-a zis să coboare că va intra în casa lui. Așa l-a călăuzit Duhul Sfânt. Când a fost la Marea Galilei, Duhul Sfânt i-a zis, du-te la Sarepta Sidonului, care era la o depărtare de 70 de kilometri de mers pe jos, și s-a dus acolo și apoi s-a întors. Așa a trăit el. Este un exemplu despre cum vrea Dumnezeu să ne trăim noi viața, în ascultare continuă în care Dumnezeu să ne călăuzească viața noastră. Noi avem o destinație, și aceasta este de a deveni asemănători cu Isus. Biblia spune că noi suntem predestinați, Romani 8 29, să ne asemănăm cu Isus Hristos. Și așa precum GPS-urile pe care le avem în zilele noastre în mașină, care spune șoferului când să meargă la stânga sau la dreapta, Duhul Sfânt este acolo să ne conducă toată viața noastră până în ultima zi. Trebuie numai să îl ascultăm. Dacă șoferul mașinii nu ascultă de GPS, deși de obicei fac asta, dar dacă nu ascultă, GPS-ul nu se supără, ci spune, recalculezi traseul și te duc pe drumul corect. Așa face și Duhul Sfânt. Dacă la un moment dat nu ascultăm, El nu se supără, ci ne ghidează înapoi pe drumul corect. Dorința Lui cea mai mare este să ne conducă în planul măreța Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Asta învățăm de la repetarea acestei propoziții, așa cum scrie în Scriptură, sau a fost așa pentru ca Scriptura să se împlinească. Trebuie ca și noi să ajungem la sfârșitul vieții noastre, spunându-se despre noi așa cum l-a călăuzit Duhul Sfânt. Așa a umblat. Unde i-a spus să meargă, a mers. Așa cum a fost scris în cartea Planului lui Dumnezeu pentru viața lui, a mers acolo, a mers dincolo, a făcut asta și cealaltă. Și vei vedea că dacă umbli așa, din momentul când ai fost născut din nou, pentru că nu putem face nimic cu privire la anii dinainte. Fapte 17 cu 30 zice că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și din momentul în care primim lumină, El vrea ca noi să ne pocăim și să ne întoarcem de la felul acela de viață independentă și să-l căutăm pe Domnul tot timpul și să nu luăm hotărâri de capul nostru. Așa a trăit Isus. Ce putem învăța de la Isus? Ce ne învață El? El ne-ar spune să nu mai trăim ca Adam. Adam a avut posibilitatea să aleagă între două feluri de a trăi: doi pomi care simbolizau două feluri de viață. Una este cea în care iei cunoștința binelui și răului și nu mai vrei să-l întrebi pe Dumnezeu, ci doar te bazezi pe rațiunea ta, mergi unde vrei, tu decizi ce e mai bine de făcut, folosindu-te de mintea ta și acționezi ca atare. Așa trăiește fiecare om. Chiar și mulți creștini trăiesc așa. Cealaltă cale este cea a pomului vieții, în care căutăm ajutorul Duhului Sfânt. Vrem să fim umpluți cu Duhul Sfânt și îi permite în Duhului lui Dumnezeu să ne călăuzească în fiecare zi. Dumnezeu vrea să ne călăuzească în fiecare zi. Asta vedem în Vechiul Testament în stâlpul de nor și cel de foc, care călăuzea Israelul zi de zi. Dumnezeu nu le-a dat o hartă evreilor după care să meargă din Egipt în Canaan. Nu. Ci trebuia să depindă de Dumnezeu. Altfel, era ca și cum ar fi ales pomul cunoștinței binelui și răului. Am totul înaintea mea, deci nu trebuie să-l întreb pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu le-a dat un stâlp de nor care să-i călăuzească clipă de clipă. Ei nu știau unde vor fi diseară. Dacă stâlpul de nor se ridica și ei trebuiau să plece. Este un verset frumos în numeri care ne vorbește despre aceasta. Numeri 9, versetul 17. Un verset frumos care ar trebui să se împlinească în viețile noastre. Numer 9 cu 17. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Gândiți-vă la aceasta ca fiind călăuzirea Duhului Sfânt. Versetul 18 din numer 9. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului. Și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Așa au mers ei spre Canaan. Este un pasaj uimitor. Numer 9, de la 15 la 23. Uneori, norul stătea pe loc de seara până dimineața. Asta însemna că norul se oprea seara. Și acum ei trebuiau să-și întindă corturile. Ok, le lua ceva timp să le desfacă. Erau două milioane de oameni care trebuiau să-și întindă corturile și se culcau. Apoi dimineața, când se trezeau, se putea ca norul să pornească și ei trebuiau să împacheteze din nou corturile pe care tocmai seara trecută le-au întins. Uneori, spune aici că norul stătea un an întreg pe loc. Mergeau undeva și își întindeau cortul și se uitau dimineața dacă trebuiau să plece sau nu. A doua zi, tot așa. Și un an întreg putea sta pe loc. Dumnezeu nu le-a arătat dinainte unde să meargă. Aceasta este o imagine minunată despre cum ne călăuzește Duhul Sfânt. Nu ne arată un plan cu viitorul nostru, ci ne călăuzește pas cu pas. Aceasta este ceea ce învățăm de la Isus. Asta ne învață Isus să nu trăim ca Adam, după cunoștința binelui și răului, ci să trăim în dependență de Duhul Sfânt. Cei care sunt călăuziți de Duhul Domnului, aceia sunt fiii lui Dumnezeu. Revenim la Matei 27. Spune aici că au pus deasupra capului lui vina lui. Acesta este Isus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stângă. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și, de asemenea, aceste lucruri au fost scrise în Scriptură. În Psalmul 22, Versetul 7. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească. Și chiar așa citim în versetul 43 din Matei 27. S-a încrezut în Dumnezeu să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Este uimitor să vedem că dacă umblăm în voia Domnului, chiar și alți oameni din jurul nostru împlinesc voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu știe exact ce vor spune ei, ce vor face, că vor trage la sorți pentru haine, că vor spune, s-a crezut în Dumnezeu să-L scape acum Dumnezeu. Sunt așa de multe cuvinte în Psalmul 22 care se împlinesc aici. Trecătorii își băteau joc de el și ziceau, tu care strigi templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboarte de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul Israel, să se coboare acum de pe cruce. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocuri. La început, amândoi tâlharii își băteau joc de el împreună cu mulțimea. Ce a făcut ca un tălhar să se schimbe și să zică, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta? Eu cred că a fost aceasta. Cu toate strigătele și bat jocurile, ridiculizările oamenilor, a văzut că Isus nu a spus absolut nimic așa cum a tăcut înaintea lui Pilat și înaintea acuzațiilor care i-au fost aduse când era înaintea mai marilor preoților, așa a tăcut și pe cruce. Un tâlhar s-a pocăit. Probabil nu știa multe despre Isus, dar când a văzut pe Isus pe cruce, fără să spună nimic, fără să se plângă sau fără să răspundă la nicio acuzație, strigare sau bat jocură, ci doar îl aude spunând, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Vede că se îngrijește de mama lui, spunându-lui Ioan să aibă grijă de ea, și mamei lui că Ioan se va îngriji de ea de acum înainte. Tălharul vede toate acestea și se pocăiește. Vede că Isus nu este un om obișnuit. De aceea, a spus pe cruce, când s-a întors spre tălharul din cealaltă parte, Nu te temi de Dumnezeu? Luca 23 cu 41. Noi ne primim pe drept sentința, dar acest om nu a făcut nimic rău. Iisus, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Acest om nu a făcut nimic rău. De unde a știut el asta? Când o persoană este tăcută și nu răspunde la numeroasele acuzări care se aduc împotriva lui, ci în schimb spune... Tată, iarte, că nu știu ce fac. Atunci, Duhul Sfânt a descoperit acelui tâlhar că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Așa trebuie să se comporte orice fiu adevărat al lui Dumnezeu, atunci când este acuzat de alți oameni și își bate joc de el. Singurul lucru ce trebuie spus este, Tată, iartă -i. Nu trebuie să le răspundă și să riposteze, te comporți și tu așa? Asta învățăm de la Isus. Este vorba de tot ce ne-a învățat Isus. Ne-a învățat și atunci când era târnat pe cruce, cum să ne comportăm față de cei ce ne ridiculizează și își bat joc de noi. Apoi, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? În acea perioadă de întuneric, Isus a suferit durerile iadului. În trei ore, pedeapsa concentrată a iadului veșnic, pe care ar fi trebuit să o sufere oamenii în veșnicie, a experimentat-o el. Pentru că era o ființă veșnică, a putut să experimenteze în trei ore ceea ce oamenii ar experimenta o veșnicie. A fost ceva extraordinar, ceva foarte dureros. Noi nu putem înțelege cu adevărat cât de mult a suferit el până în ziua când îl vom vedea într-o zi pe Iisus față față și vei realiza atunci cât de mult te-a iubit. când a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit. Vreau să vedeți un lucru, că în toată viața lui, el nu l-a numit pe Dumnezeu, Dumnezeu, ci totdeauna a spus Tată, Tată. Aici este singurul moment în care îi spune Dumnezeu. De ce? Pentru că acum stătea înaintea lui ca un criminal condamnat pentru păcatele altora. Era înaintea judecătorului universului. El a luat de bună voie păcatele omenirii asupra lui. El era acum ca un criminal și stătea înaintea judecătorului Universului, căruia îi se adresează spunând Dumnezeu. Aici nu era nicio răzvrătire. Nu spune, o, oh, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Asta ar putea suna ca răzvrătire, ci el spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ceea ce înseamnă, nu înțeleg de ce m-ai părăsit, pentru că în acel moment în care Dumnezeu părăsește o persoană, ea nu mai poate gândi clar deloc. A fost cu adevărat părăsit. Dar, în ciuda acestui lucru, el spune, Tu tot ești Dumnezeul meu. Nu știu de ce m-ai părăsit, dar tu tot ești Dumnezeul meu. Vedem aici supunerea Fiului lui Dumnezeu, care, chiar dacă nu poate înțelege ceva, totuși spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, tu tot ești Dumnezeul meu, chiar dacă nu înțeleg de ce m-ai părăsit. Dar noi știm acum de ce a fost el părăsit, pentru păcatul nostru. El experimenta iadul. Și aici putem învăța ceva de la Isus. Ce învățăm din exemplul lui? Că sunt momente în viață în care nu putem înțelege de ce îngăduie Dumnezeu anumite lucruri. Și atunci trebuie să spunem: Tu tot ești Dumnezeul meu, ești Tatăl meu. Noi știm că după acel moment de la cruce relația cu tatălui a fost refăcută. Spune aici că ei credeau că îl strigă pe Ilie, dar el spunea, Eli. Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Isus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Ce a spus atunci când a strigat cu glas tare? Asta aflăm din altă Evanghelie. Mai întâi a spus că s-a sfârșit. Lucrarea de salvare și mântuire a fost gata. Asta vedem în Ioan 19, cu 30. Dar mai știm din Evanghelia lui Luca, 23, cu 46, că a strigat și a zis, Tată! Acum nu mai a zis Dumnezeule. Relația a fost refăcută după cele trei ore. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Este foarte frumos să comparăm versete cu alte versete din diferite Evanghelii, să vedem ce s-a întâmplat pe cruce. Deci, relația cu Tatăl a fost refăcută, și când a strigat s-a sfârșit, perdeaua dinăuntru Templului s-a sfârșit de sus în jos. Perdeaua era între Dumnezeu și oameni în Vechiul Testament. Dumnezeu era în locul preasfânt al Templului și acum perdeaua s-a rupt. Arătând că drumul spre locul preasfânt a fost deschis. Poți merge direct în prezența lui Dumnezeu. Omul poate merge direct în prezența lui Dumnezeu și să-i spună Tată, ceva ce ei nu au putut altfel să experimenteze. Acesta a fost prețul care a trebuit să fie plătit. Citim în Evrei 10 că această perdea reprezintă trupul lui Isus. Versetul 20. Acesta este un subiect mare de discutat. Dar prin trupul lui care simbolizează perdeaua care a fost ruptă, calea spre locul preasfânt a fost deschisă. Ea a fost ruptă de sus în jos, spune versetul 51, semnificând că Dumnezeu este Cel ce a făcut aceasta și nu omul. Dumnezeu a făcut aceasta. Apoi, mormintele s-au deschis. Chiar în acel moment, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat și au ieșit din morminte după învierea Lui. Deci mormintele au fost deschise, dar ei nu au putut ieși afară decât după învierea Lui Iisus dintre cei morți, pentru că El trebuia să fie Cel din tâi. Mai întâi Hristos, apoi ceilalți. Deci chiar dacă mormintele s-au deschis, trupurile au ieșit afară numai după învierea Lui. Sfinți care au murit în trecut au înviat. Sunt oameni acum în cer care au trupurile înviate. Aceștia s-au arătat multora din cetate. Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cu tremur de pământ și cele întâmplate și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Imaginați-vă, un soldat roman care nu avea habar de Biblie realizează că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Este minunat să vedem ce evenimente au avut loc la cruce. Și dacă rămânem credincioși până la sfârșit, Dumnezeu va face în așa fel încât și cei din armată să recunoască că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ne vom continua studiul în episodul următor.